iasă? Clara are 5 ani și a venit cu mama ei, dar mai mult le interesează ea decât mama ei, că pe mama ei am tot văzut-o în ultimii 20 de ani. Tu știi ce e mâine pe 8 martie? Nu. E ziua femeii sau a mamei? Deci trebuie să-i spui mamei tale la mulți ani mâine. Și trebuie să faci rost de o floare. Tu ai primit flori vreodată? Da. De unde? De unde primi flori? De la mami. A, de la mami. M-a speriat, mi-a stat inima pentru un moment. Bine. Știi cu ce se ocupă mama? Ce meserie are? Da. Cu ce se ocupă? Cu... Meseria are cântăreață. Este cântăreață, bun. Și din când în când la televizor stă la o masă cu niște oameni ciudați. Știi ce face acolo? Ce? Este jurată. Cu J. Și își dă cu părerea despre alți oameni. Dacă au dansat bine, dacă au cântat bine. Ai văzut-o vreodată la Te cunosc de undeva pe mami? Da. Ai văzut? Ce frumoasă e la masa aia. O pune lumina în valoare. E. Da, și ce rea e. Și ce e... Mama este o ființă bună, nu? Da. Așa spun toți copiii, da. Bine, păi eu ascultăm cântând, are o melodie acum, o știi? Melodia asta nouă, o cunoști? Lasă, tu știi, lasă-mă papa la mare. Știi, lasă papa la mare? O cântăm amândoi? Lasă-mă papa la... Nu? De ce, e veche? Piesa e veche. Nu. Moșule, ce tână e. Nici pe asta nu știi? Bă, da. Aba, o știi? Dacă îți pică la sărbare, moșule, ce tânăr ești, nu te mai trage de rochiță, îl chem și pe Dani, pe mine, și cântăm împreună pentru moșu. Andreea Bălan, vă dați seama că am adus o pretext, dansator cu Petrișor, ca să vină asta mică să ne mai distrăm. Da, înainte de publicitate vrei să... A, bună, mama! Ia un loc, trage sufletul, că noi avem aici o discuție foarte serioasă. Da. Vrei și vezi? Nu, am crezut că ne pupe toți. Clara, îmi spui ceva, dar foarte sincer? Tu dacă ar fi să-ți alegi un băiat cum are mama pe Petrișor care să danseze cu tine la serbare, la grădiniță, ai avea pe cine să găsești? Din toată grădinița? Sau din toți prietenii tăi? Sau rudele tale? Am găsit un băiat să știe să danseze la fel de bine ca tine? Da. Pe cine? Cum îl cheamă? Cristi? Cosmin? Tot pe Petrișor? Hei, hei, hei! Păi, când a făcut 4 ani, l-a avut pe Petrișor pe tort. Pardon? Da. Petrișor a fost pe tort, înțelegi? Bebeluș și Petrișor, că noi le întrebăm ce tematică doriți. A, că e cu tematică. Și fiecare își alege tematica. Acum a vrut sirene. Și anul trecut l-a avut pe Petrișor pe tort, că el e iubitul ei. În principiu, dar se mai schimbă. Evoluția este bună de la Petrișor la sirenă, să știi. Zine de piesă este remixul, că după pauză trebuie să vorbim mult mai serios despre copii. Este remixul la piesa Super Îndrăgostiți, lansată în februarie. Și am făcut o variantă mai ritmată ca să facem și super show, să putem să o cântăm în concerte. Și ne vedem la toate concertele din țară. Și în toamnă o să fac un super spectacol la Sala Palatului. Opa. Și urmează să anunț toate detaliile. Mai stai, luăm pauză, după pauză vorbesc personal cu Clara despre serbare. Ne vedem imediat. Și stăteam noi aici de vorbă cu fetele, cu Andreea care vine din Australia, Rio, vede planeta acum prin alți ochi. Unde ți-a plăcut mai mult? Peste tot îmi place că sunt alături de Victor. Sunt niște destinații atât de îndepărtate la care nici nu visez. Și mă bucur că alături de el pot să ajung să vizitez astfel de țări. Zi, dragă, Australia sau Brazilia? Îmi place foarte mult cultura latină, deci să zicem că Rio mi-a plăcut foarte mult. Și Australia se seamănă un pic cu America. Cât drum ai bătut? Ce multe ore, tare. Da. Eu nu mă deranjam, vorbim aici cu Clara despre cum a dansat ea sau n-a dansat cu Petrișor încă. Nu suntem în dubii. Mâine e ziua mamei. Da. Tu, ca mama, ai o poveste de film. O poveste sunt curios. Și frumoasă și complicată. Nu o dezvoltăm, dar sunt curios când vei spune povestea asta de adevăratele în casă, că odată trebuie să o spui.
Cine știe, poate o să scriu o carte, dar ce e interesant că vreau să o spun prin muzică și cred că de-a lungul anilor tot timpul am scos-o prin muzică. Atunci când am suferit, am scos piese de suferință. Când am iubit și iubesc acum, lansez piese care spun exact starea mea emoțională și, de exemplu, la Sala Palatului, concertul se va numi exact așa, Povestea sufletului meu, și o să pun toată viața mea în muzică și o să fie un musical. Dar okay, o să se anunțe octombrie, mai e până în octombrie, așa că o să anunț mai aproape. Da. Și într-o zi, când Clara o să vină cu cine știe ce bezmetic acasă, artist, da, tatuat, nu, cine știe? Speram, nu, nu, nu. Uite, ăștia se poartă acum, sau, că doar nu o să vină cu banchier. Eu să încerc să le cresc cât mai... Da, mai, da, da, păi o să fie... Nu ne plac tatuajele. Da, știu, dar... Și Victor nu are tatuaje și nu... Dar nu o să vină cu un student la instalații. Adică e clar că am stat de vorbă cu ea, am înțeles. Și atunci cineva trebuie să-i spună. Da. Tu știi că unii s-au sacrificat foarte tare pentru tine? Da, e urât. De la afară din casă. O și văd pe Andreea Bălan la masa de Crăciun. Fiecare trebuie să-și învețe lecțiile, Și eu, până să ajung într-o stare emoțională bună, a trebuit să trec prin anumite etape. Așa că fiecare are drumul său în viață. Gata. Ne vedem la Te Cunosc sau chiar la Sala Palatului. Online, bineînțeles, este foarte, foarte vizibilă Andreea Bălan, supărată că nu se mai poate îmbrăca cum se îmbrăca ea când se duce la tenis. Că ea, îți dai seama, au niște priviri. Mult mai bine, mult mai frumos și mai decent. Am văzut eu ce neveste au ăia la serial, am văzut. Și eu la Breakpoint, da. Poate te văd mâine, păi mâine. Hai de cap. Au neveste frumoase? Da, și cochete și aranjate frumoase, normal. Și noi îi reprezentăm, nu? Și eu îl reprezint pe Victor acolo și trebuie să fiu impecabilă. Te luăm și pe tine, uite, te iau la Roland Garros. Nu, eu doar mă gândesc la presiunea pe poșete, care că vine o soție cu altă poșetă decât, știi? Și atunci tu trebuie să ridici un pic nivelul as. A dat cu asul. Vă pupăm, Clara, vrei mâine să mergi la grădiniță? Nu vrei? Nici eu. Mâine, dacă vrei, ca să nu mai tot mințiți că sunteți bolnavi și mergi la grădiniță, îți dau eu scutire. Poți să vii tot aici, că ne descurcăm foarte bine noi doi.